fiecare care arde puternic, arde foarte scurt. O lumânare care arde încet, pot să ardă și până dimineață. Cred că aceste cuvinte vă spun mult. Vasile Vasilievich Kosovan s-a născut la 5 octombrie 1988, al șaselea fecior în familie cu 8 copii. L-a cunoscut pe Dumnezeu din copilărie, l-a primit și prin apa botezului. A fost un copil ascultător în familie, fiind mâna dreaptă a părinților, care nu a ieșit din cuvântul tatălui și a fost o mângâiere pentru mame. În biserică a fost un stâlp neclintit în ce îi se încredința, deosebit în lucrarea corului, transportarea copiilor. Duminica de 14 iulie a fost ultima călătorie a lui cu copiii. Astăzi, la amiază, copiii cu lacrimi în ochi și-au luat rămas bun de la el. Purtând numele tatălui său, a fost vrednic să-i urmeze lucrarea, dar a plecat în veșnicii, lăsând în urmă un zâmbet de un copil educat. Astăzi, tatăl ar vrea să-i spuie, eu mă voi duce la el, dar el nu se va mai întoarce la mine. Anul 2013 pentru mine s-a început mai deosebit ca pentru ceilalți care sunt aici. În dimineața zilei de 31 decembrie 2012 am primit un sunet de la un nepot al meu. Și m-a întrebat ce fac. Dar zic, ce pot să fac de dimineață? Și el așa ca o săgeată mi-a spus, Gena a murit. Pavlic, tu glumești? Da, e gata, e rece. Acesta este Gena, care jumătate din voi sunt preciși că ați fost la mormântare la Radoaia în luna ianuarie. La vârsta de 35 de ani s-a stins din viață, lăsând 5 copii orfani. Pentru biserica din Vancouver, statul Washington, asta a fost un început de an care fiecare și-a pus întrebarea, oare când îmi va fi rândul meu? Luni, vorbind cu Vasia prin Skype, l-am întrebat când mai ai vreo nuntă. Mi-a zis, cred că la toamnă. Zic, ne vom vedea atunci. Căci și eu am una pe 10 august a fiului meu. Dar nu m-am gândit că vremea nu-mi dă voie mie să comand. Mă comandă vremea cum vrea ea. Și lucrurile care ne înconjoară nu sunt la voia întâmplării. Este un plan, este un proiect pus de cineva de sus. Aș fi vrut mult să vorbesc, dar vă cred, nu este ușor de stat și în soare. Chiar și eu, începând cu ziua de vineri dimineața, am dovedit să plec la lucru și primul sunet l-am primit de la ficiorul meu, care era la distanță de 1000 de kilometri de la casă. M-a întrebat, tată, ești pe drum sau acasă? Zic, merg, sunt cu mașina. Te oprești ori să-ți spun ceva. Spune, nu te pierde, eu sunt tare. Îți spun, dar nu vreau să cred. El este de vârstă cu Vasilică. Zic, spune, nu mă ține. Spus că Vasilică nu mai este. Zic, nu, hai să nu credem lucrul ăsta, mai dăm câteva sunete. Mi-era groază să sun la fratele meu, pentru prima dată în viață. M-a dat în tremur. Ce întrebare să-i dau? Unde ți este fiul? Sau ce s-a întâmplat?
fost străpuns ca cu săgeate. Mi-am luat inima în dinți, mi-am dat un sunet. Și s-a început o învălmășală care încă nu s-a oprit. Acum îl ved pe Vasile, îl ved că nu-l mai ved. Dar nu cred. Am o nădejde că îl voi vedea în veșnicii. Uitându-mă în jur și nu pot să număr poporul care îl ved, tinerii de seama lui sau în jurul vârstei lui. Vreau să vă întreb, aveți vreo nădejde sau nu? Noi suntem foarte multe rude plecate. Am fost în familia părinților 9 frați și o soră. Unul Vasile a rămas aici, zicând, cum să las eu copiii orfani? Când am auzit această veste, mulți au dorit să vină. Erau gata să lese totul, dar am putut numai 5 bilete procura. Primii 5 oameni care au ridicat mâna, aceia au plecat. Ceilalți au rămas îndurerați. Nu le mai spun pe nume. Mulți au vrut să vină. Vasilica are 50 de verișori în America. Fratele meu, Vasile, are aici, în mijlocul nostru, 2 frați și sora. Am venit să-l susținem. A mai rămas un cumnat acolo. Mai este încă o cumnată aici. Și au rămas încă 7 cumnate acolo, care ar vrea să fie și ei aici. Dar sunt îndurerați. Sunt alături. Și mi-au spus, Vaniușa, tu știe vorbi. Mângâi-l cum știi. Aș vrea să fiu un stâlp de lemn sau de piatră. Nu am cuvinte. Nu pot să spun ceva de mângâiere. Fratele Alexei, care este pastor, mi-a scris câteva cuvinte, vreau să le citesc. Mult stimată, dragă familie a fratelui meu, primiți cele mai sincere condoleanțe. Ne-a fost foarte trist să auzim vestea că Vasile s-a trecut din viață în floarea vieții. Plângem împreună cu voi, ne rugăm pentru voi și vă simțim durerea. Toate lucrurile sunt în mâna Domnului și numai El cunoaște de ce anume așa s-a întâmplat. În Psalmul 20, 1-2, să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimite ajutor în locașul său cel sfânt. Cum mângâie pe cineva mama sa așa, să vă mângâie, vă voi mângâia eu. Cu dragoste și cu împătate, familia Pasovan Alexei, Lidia, copiii, nurorile și nepoții. Prietenul din tinerețe care este tot acolo, Nicolae Sotirca, cu care Vasia și armata au făcut împreună, a spus, nu am cuvinte și plâng cu lacrime mare, căci asta avem de retrăit în zilele vieții noastre. Eu nu pot să adaug nimic, dar vreau numai un lucru să spun. Celorlalți 7 ficiori, nurori, nepoței, lui Dina și lui Vasia, haideți să ne punem nădejde în Domnul, știind că El este acela care a pregătit o întâlnire pentru toți. Amin.